Aș vrea să vorbim astăzi despre ce înseamnă să cunoști inima lui Dumnezeu. Când ajungi să înțelegi mai bine inima lui Dumnezeu, viața ta va fi complet schimbată. Tu vei fi un alt om, vei începe să umbli cu Dumnezeu într-un mod cu totul și cu totul diferit. Dar nu numai că tu vei fi un om schimbat, ci și oamenii din jurul tău, împreună cu persoanele la care ții cel mai mult. Va fi o diferență de la cer la pământ atunci când vei cunoaște mai bine inima lui Dumnezeu. Dacă te întreb cum poți cunoaște mai bine inima lui Dumnezeu, unul Ioan capitolul 4 ne spune mai multe despre asta. Ne spune că nu noi l-am iubit mai întâi pe Dumnezeu. Nu asta mă motivează pe mine să fac ceea ce fac sau pe tine că mă urmărești acum. Nu dragostea mea pentru el mă motivează în primul rând să-l slujesc. Nu-l slujesc pentru că eu l-am iubit mai întâi, ci îl slujesc pentru că Dumnezeu m-a iubit mai întâi și că l-a trimis pe singurul său fiu ca noi să avem iertate păcatele ca astfel să-l putem cunoaște și să putem intra în prezența acestui Dumnezeu Sfânt. Motivația slujirii noastre trebuie trebuie să fie dragostea lui măreață pentru noi. Cu cât înțeleg mai bine cât de mult mă iubește pe mine și pe tine, cu atât mai mult viața mea se schimbă și devin tot mai dornic să iubesc pe ceilalți și să împărtășesc cu ei dragostea lui Dumnezeu sunt atâția oameni care au nevoie de Domnul Isus, iar Dumnezeu își dorește ca noi să împărtășim cu aceștia iubirea sa. De aceea avem nevoie să înțelegem tot mai mult inima lui pentru cei pierduți. Circulă printre noi o întâmplare adevărată despre Diel Moody, marele evanghelist și unul din evangheliștii mei preferați. Odată la biserica fratelui Moody a venit un frate scoțian și a predicat, dar evanghelistul nu se afla acolo. Iar atunci când Moody s-a întors, soția sa l-a abordat și i-a spus că nu crede că o să-i ce a predicat fratele din Scoția. Dar ce a predicat fratele? a întrebat-o Moody. Păi a predicat că Dumnezeu iubește toți oamenii. Iar Moody a replicat: Nu, nu e adevărat, el urăște păcătoși. Iar soția sa a continuat: Te bine, fratele a început predica de la Geneza și a trecut prin toată Biblia și a explicat cum Dumnezeu iubește toți oamenii. Moody a fost un pic cam supărat, așa că s-a dus el însuși să-l asculte seara următoare. Iar fratele din Scoția a trecut din nou prin toată Biblia și a explicat cât de mult a iubit Dumnezeu păcătoși și pierduți, încât l-a trimis pe Domnul Isus să moară pentru ei. Viața lui Moody a fost transformată pe loc și a devenit unul dintre cei mai mari evangeliști din istoria Bisericii. Iar Dumnezeu l-a folosit într-un mod uimitor. Influența lui Moody s-a întins din America de Nord până în Europa de vest. Mărturia sa a zguduit cele două continente pentru gloria lui Dumnezeu. El a inscripționat pe clădirea bisericii sale următorul verset: Dumnezeu este dragoste. Și asta pentru că Moody a cunoscut mai bine inima lui Dumnezeu. Ce-ar fi să te rogi chiar acum și să-i spui: Doamne, ajută-mă să înțeleg mai bine inima ta. Asta. Te va schimba cu totul.